Cu toate că fabrica de materiale de construcții pe care Irinel Columbeanu o deține la Târgu Cărbunești este închisă din primăvara anului 2009, cunoscutul om de afaceri plătește anual un impozit de 70.000 de lei către bugetul local. Din această sumă mai are de achitat doar un sfert, însă trebuie să se grăbească pentru că mai are doar 2 zile la dispoziție. Telefonic, acesta a dat asigurări autorităților că nu va intra cu datorii în noul an. Ca și cuantum de impozit la primăria orașului Cărbunești, este în jur de 700 de milioane, le-a plătit pe primele 3 trimestre, mai urmează pe cel de-al 4-lea. Este aproape mine, am promisiuni că în cursul acestei săptămâni va veni și se va achita, în ideea în care, după cum spunea domnia sa, vrea să intre fără datorii, cel puțin la Cărbunești, în nou an. Dacă nu se va grăbi să-și achite datoria la bugetul local, fostul soț al Monicăi Columbeanu va trebui să plătească penalități de întârziere care vor avea aceeași valoare, indiferent dacă va fi vorba de o zi sau de o lună de întârziere. Pentru neplata la termen a impozitelor și taxelor locale se plătesc majorări sau dobânzi de întârziere, care sunt în cuantum de 2% pe lună sau fracțiune de lună. Atunci când a întrerupt activitatea la fabrică, în primăvara anului 2009, Irinel Columbeanu a schimbat și denumirea firmei din Construct Materia Columbeanu în Turbocim, dar a mutat și sediul societății în Ilfov. Omul de afaceri și-a exprimat în acest an intenția de a redeschide fabrica și de a produce la Târgu Cărbunești materiale de construcții din cenușa de la Complexul Energetic Turceni, însă deocamdată nu a făcut nimic în acest sens.